Astra Giurgiu a pierdut 3 puncte prețioase în meciul cu Oțelul Galați în urma unei gafe uriașe a portarului Astrei Marian Chelo. Mare, centrează Paraschiv destul de bine. O ezitare acolo, gol! Incago, gol! Incredibilă gafa lui Chelo. Este și motivul pentru care antrenorul Gigi Mulțescu vrea să-l pună pe liber pe portarul din Serbia, despre care a declarat că în partida de la Oțelul nu a fost concentrat. În momentul de față este terminat, iar contractul reziliat. Marian Chelu era portarul de rezervă al celor de la Astra, iar în meciul de săptămâna trecută a fost introdus pe teren în urma unei accidentări serioase a golkeeperului Silviu Lung Junior. Din păcate, nu a făcut un meci bun, iar acum va trebui să își caute altă echipă.